Bună tuturor și bine v-am găsit! Astăzi vă prezint o meditație pentru deschiderea inimii. O meditație pe care am promis-o mai multor persoane. Înainte de orice, înainte de explicarea meditației, aș vrea să vă spun să vă ajungă acest mesaj aparent în care să vă zic că orice meditație care se respectă, și am mai zis asta, are scopul final să fie pusă deoparte, să cadă. Nu vă agățați de meditații. Meditațiile nu sunt aici ca să rămână. Sunt aici pentru ca, în timpul acestora, să se poată întâmpla acel salt în care mintea se pune deoparte. Nu vă agățați, vă rog, de meditații. În primul rând vreau să explic că această deschidere, această conștiință poate să se întâmple oricând. Este deja aici. Doar că nu se vede din cauza ego-ului, a minții, minții mecanice. Dar este deja aici. Și această deschidere, așa numită deschidere, se poate întâmpla în orice moment. Și când speli vasele, și când faci o plimbare, și când faci o meditație, se poate întâmpla oricând. Dar având în vedere că sunt persoane care și-au pus în minte că au început un parcurs spiritual și că numai în acest fel poarta personalității lor poate fi deschisă. Numai în acest fel poate fi pusă deoparte personalitatea, mintea. Au nevoie să facă meditații. Au impresia că doar în timpul meditațiilor există aceste deschideri. Nu este așa. Aceste deschideri se întâmplă mai tot timpul. Doar că mintea, când se întoarce, le dă nume diferite. Mintea nu crede la aceste, nu crede aceste deschideri. Nu crede că aceste deschideri sunt totul. Totul nimic. Pentru că mintea, dacă ar crede, s-ar exaspera și ar fi pusă deoparte. S-ar pune deoparte. Deci, scopul acestor meditații este ca să exasperăm ego-ul, mintea mecanică, ca să se pună deoparte. Și nu trebuie să ne agățăm de practici, de meditații. Deschiderile se pot întâmpla oricând. Dar pentru aceste porți ale personalității care mi-au cerut această meditație, deschiderea inimii, fac această meditație în aparență. Este o meditație a lui Osho, pe care o învățasem cu mult, mult timp în urmă și care mi se mai întâmplă sau practic, să zic așa. Și vreau să vă prezint și vouă această meditație. Mai înainte o să vă arăt cum se face. Este foarte simplu de făcut. După ce vă arăt odată, arată tot așa.
este repetitivă, de 7 ori se repetă, cel puțin. 7 chakra. Șarpele cu 7 capete. Puteți să o repetați și de mai multe ori, dar cel puțin de 7 ori. După care, odihnă de cel puțin 15 minute. Osho a luat-o din 112 meditații care există. Nu este a lui această meditație pentru deschiderea inimii. Meditațiile nu au copyright. Au existat dintotdeauna și întotdeauna vor exista. Și sunt niște practici care indică, doar indică, ceva care nu se poate explica în niciun fel. Deci, în primul rând o să explic meditația, cum se face, după care o să facem împreună de 7 ori. O să facem împreună pentru că eu o să pun timerul. Și când sună, știți că trebuie să vă mișcați. În așa fel este mai ușor și pentru voi, pentru că nu trebuie să puneți voi timerul. O să sune de la mine. Ne vedem la meditație. Pentru deschiderea inimii.